ne ajută Dumnezeu să ajungem și anul 2020. E prima ședință în formatul ăsta. Vă urez succes. Ne urăm succes. Vă urez... Haideți, domnul Ghiu. Vă urez, în primul rând, sănătate. Și restul e mai facem. Ședința va fi filmată de televiziunea Exclusiv, TV Unești. Domnul Ungureanu aici, cu domnul inginer, colegul Ungureanu. Și îl rog pe doamna secretară să conducă ședința de astăzi. Declar lucrările ședinței de astăzi deschise. Procesul verbal al ședinței trecute este pus la dispoziția dumneavoastră. O să vă rog frumos să studiați. Domnul viceprimar, vă pune la dispoziția cu declarațiile de avere și declarațiile de interese, pe care o să vă rog frumos să le completați și să le aduceți. Asta mi-e pregătit, concluiază comunitatea nu în registrul special, ceea ce ați completat dumneavoastră au fost declarațiile de avere și de interese pentru depunerea candidatului. Deci acestea le depuneți în calitate de consilier local. Da? Și pe permisiunea dumneavoastră, a domnului președinte de ședință, sunt pregătită să dau citire dispoziție de convocare în ședința ordinară pentru data de 6-7-16-14. Consiliul Local al Comunei Măgerești de Subacău se convoacă în ședință ordinară de lucru pentru ziua de miercuri 6-7-2016, ora 14, la sediul primăriei Comunei Măgerești, având în vedere ordine de zi. Depunerea jurământului de către consilier local Frăjescu Constantin. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Măgerești, inițiată de Comarca de Ienica. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 27 din 11.07.2008 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Măgerești, inițiator primar cu Ienica. 4. Proiect de aduce pentru lunile mai și lunile 2016, inițiator primar cu Ienica. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea planului urbanistic zonar construire locuință, inițiator primar cu Ienica. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domeniului cu Ienica. De a reprezenta Comuna Măgerești în Asociația Cal Urmus Montana, inițiator primar cu Ienica și diverse. Dacă mai sunt alte puncte pe ordinea de zi, propuneri, atunci cine este pentru ordinea de zi în forma în care a fost prezentată? Mulțumesc. Împotrivă. Abține? Nu. Mulțumesc. Trecem la primul punct al ordinei de zi, depunerea jurământului de către domnul Frăjescu Constantin. După cum știți, la ședința de constituire, domnul Frăjescu Constantin nu a putut fi prezent. Da? Consiliul local a fost declarat ca fiind legal constituit. Trebuie să depună și dumneavoastră astăzi jurământul în forma solemnă. Așa că o să-l invit pe domnul consilier. Aici trebuie să jurați. Vreau să fac precizarea că dosarul de validare, da? A fost validat încă de la ședința de constituire și s-a constatat că dosarul este în regulă, da? Conține toate documentele prevăzute de lege. O să rog pe domnul da. O să rog când depune jurământ, o să vă rog frumos. Deci jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Măgirești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Și funcționar al Consiliului Local al Comunei Măgerești, inițiator primar cât de Ionic, da? Cu permisiunea domnului primar, voi da citire câtorva fragmente și vă stau la dispoziție cu întrebări cu privire la aprobarea regulamentului cadru de funcționare a Consiliului Local. Pe scurt, dat fiind faptul că marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți din mandatul trecut sau ați mai fost la alte mandate, ați avut calitatea de consilier,
Consiliul local funcționează în baza unui regulament. Regulamentul stabilește obligațiile, drepturile Consiliului local, modul de funcționare, inclusiv a ședințelor, cum se țin ședințele Consiliului local, care sunt atribuțiile viceprimarului, atribuțiile secretarului și atribuțiile aparatului de specialitate cu privire la desfășurarea, conform normelor legale, a activității Consiliului local. Ședințele Consiliului local se fac lunar, de regulă, și se convoacă în ședințe extraordinare. Termenul de convocare este 5 zile pentru ședințele ordinare, pentru ședințele extraordinare este de 3 zile și în caz de forță majoră ele pot fi convocate imediat. Proiectele de hotărâri sunt inițiate de către primar, viceprimar și de către consilier. Proiectele de hotărâri nu pot fi supuse aprobării fără a avea raportul compartimentului de specialitate, expunerea de motive a primarului și avizul de legalitate al secretarului comunei. Vă stau la dispoziție cu orice alte întrebări, ce rugăminte mai aveam eu, dar fiind faptul că la ședința de constituire s-au făcut acele comisii de specialitate, rugămintea mea este ca, după încheierea ședinței de astăzi, fiecare comisie, dacă nu vă mai știți, o să vă mai dau citire din nou astăzi, comisie de specialitate, să vă alegeți un președinte și un secretar. Da? Președintele Comisiei de Specialitate este cel care asigură convocarea comisiilor prin intermediul secretarului comisiilor. Da? Iar fiecare comisie dă acele avize în, ale proiectului de hotărâre de Consiliul Local. Da? Fără avizele comisiilor, proiectul de hotărâre de Consiliul Local nu poate fi supus aprobării. Astăzi le aveți prezentate pe fiecare comisie în parte pentru hotărât, fără a fi indicat care este președintele, care este secretarul și care sunt membrii, urmând ca dumneavoastră, după ce veți stabili, da? Care este președintele, secretarul și membrii, să semnați aceste avize. Da, vă stau la dispoziție cu întrebări vis-a-vis de regulamentul de cadrul de organizare și funcționare. Cu precizarea că acest regulament o să pun la dispoziția fiecărui domn consilier, după ședința de constituire de astăzi, da? Veniți, vă listezi și îl puneți la dispoziție, bine? Da. Mai aveți întrebări cu privire la acest... Pot îndrăjim să spuneți la aprobare? Da? Deci cine este? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Da. Deci cum am invitat? Da? Punctul următor. Proiect de hotărâre primind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local 27 cu privire la inventarul domeniului public al Comunei Măcerești. Da, dragi colegi, după cum știți, am supus aprobării dumneavoastră inițierea unui proiect pe care dorim să-l depunem în Programul Național de Dezvoltare Locală OG28, un proiect care însumează 6,3 km de drum și un podul peste pârâul Valerienilor. Podul actual este făcut artizanal acum mai mulți ani. Din cauza apelor, structura lui este foarte grav afectată. Pentru acest proiect, noi trebuie să introducem în domeniul public, modificăm o hotărâre de Consiliu, acea suprafață de teren care e aferentă drumului de la Sandu Ciobanu până spre Nicu Apetri, pentru că este o zonă foarte populată. Acolo e necesar acest drum. Dacă sunteți de acord, o să vă supună atenție dumneavoastră și aprobării dumneavoastră, domnul președinte de ședință, să modificăm suprafața acelui drum pentru intabulare. Dacă aveți întrebări cu privire la... Deci, suprafața este de 851 de metri pătrați în urma măsurătorilor. Aveți plan de situație pus la dispoziție în cadrul dosarului de ședință. Da, deci, domnul președinte, 5 secunde. Care sunt răspunsul? Potrivă. Și am următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea de conturi transportului către orbital, ce pentru lumele mai și iunie,
2016. Da, cred că luna noi decontăm transportul cadrele didactice care nu locuiesc în Comuna Măcerești și dacă sunteți de acord cu aprobarea decontării pentru lunele mai și iunie 2016 a transportului cadrele didactice. Sunt 2200 pentru mai și 2107 pentru luna iunie. Iunie. Ce nu este pentru? Împotrivă. Deci am avut locul punctul ordinei de zi, pentru că vădurile primind aprobarea și însușirea planului urbanistic să nu am construit de locuința. Proprietarul Dăstulescu Tamara, vis-a-vis de locuința lor, vor să-și facă o locuință. O parte din acel teren se află în extravilanul Comunei Măcerești și solicită de la noi o aprobare privind modificarea PUZ, să-și facă un PUZ pentru construire locuință. Dacă sunteți de acord, ați văzut că terenul se află lângă Căminul Cultural, e loc bun în centrul, da, da, în centrul satului. Este o domnul procedură. Da. Dacă aveți întrebări cu privire la... Deci zona respectivă, în jurul Căminului, e o porțiune care unii s-a extins, unii vrea să facă casă, îi planul de urbanism zonal pe care acum dânsul plătește. E avizul are Consiliul Județean, dar trebuie să dăm și un aviz de zi prin ce. Da. Așa, cum am mai fost. Da. Am mai fost. Sau la... Da, sunt proprietar, dar numai că... Da, deci locuința depășește... Deci, intravilan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Să abține cineva? Mulțumesc. Deci, la următorul punct de zi, proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Câtenică de a reprezenta Comuna Măcerești în Asociația Cual 1 Spontană. Da, suntem la un alt mandat și trebuie să împrospătăm aceste documente. Eu am fost în mandatul trecut reprezentantul Comunii Măcerești în grupul de acțiune locală Ulmus Montana, fiind la un nou mandat, dacă sunteți de acord să mă puterniciți tot pe mine, rămân dator, vă voi reprezenta cu cinste. Și, domnul președinte, vă rog să puneți la vot. Dacă mă votați... Dacă mă votați, s-ar putea să... Deci nu uitați să mai zbun la vot, vedeți? Aveți... Cine este pentru? Da. La divers. Mulțumesc. Eu aș începe cu punctul diverse, să vă prezint un pic, probabil sunteți foarte curioși de situația implementării proiectului pe care l-am început un pic mai demult. S-a turnat stratul de bază, Binderul, în toate satele. În Șesuri, în Măgirești, în Prăjești, în Valerinilor. La... Trebuia să se facă fază determinată. Au fost invitați, așa cum este procedura, reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții. Aceștia au observat unele deficiențe în modul de a șterge asfaltului și au cerut o expertiză tehnică. Expertiza tehnică, în cazul în care se constată că bănuielile domnului inspector de la Inspectoratul de Stat în Construcții sunt adevărate, vor fi plătite probele de laborator, cât și expertiza de către constructor. Este un lucru bun, pentru că noi nu suntem profesioniști în drumuri, iar un expert poate spune dacă continuăm lucrările așa sau vor fi aduse îmbunătățiri pentru liniștea noastră viitoare. De aceea, lucrările au stagnat o perioadă de timp. Astăzi, laboratorul de la Piatra Neamț, de la firma General Construct, ne-au dat probele. Probele nu sunt rele, doar din toate câte am luat, una este un pic sub norme. În rest e bine. Dar am vorbit cu domnul grădinariu
care este expertul de la Iași, spune că are două zile, este plecat în țară și nu poate să ne facă expertiza. Săptămâna viitoare ne face, o prezentăm Inspectoratul de Stat în Construcții, convocăm din nou fază și dacă toate lucrurile sunt bune, îi dăm mai departe și să aștepte statul de uzură. După statul de uzură urmează construirea șanțurilor. La fel, probabil, știți, lucrăm continuu, chiar dacă ne aflăm la o distanță destul de mare de la inundații, lucrăm continuu încă la refacere. Și astăzi, domnul consilier Bostan Niculae a fost să refacă drumul țară. Avem planificate, probabil, lucrări pe încă două săptămâni, zi de zi, dacă nu mai intervin și altele. Acum am considerat ca necesitate, așa cum ați atenționat și dumneavoastră, drumurile către exploatările agricole, ca fânul să nu poată aduce oameni în sat, să-l pună la adăpost. Este bine să vă informez că mi s-au adunat câteva facturi pe care nu le-am putut plăti. Suntem în termene, dar totuși pe mine mă îngrijorează faptul că atunci cum am acționat cu multe utilaje, multe închiriate, nu am reușit să le plătim. Vom vedea. Acum am discutat cu domnul contabil, nici nu avem de unde lua pentru a face o rectificare bugetară și să achităm aceste facturi. Ne vom descurca. Asta e. În alte comune și localități, situațiile sunt mult mai grave. Dar pentru noi e destul de grav. Asta a fost, știți, în urma ploilor, care a fost chiar înainte de alegeri. Am trebuit să acționăm. Știți că majoritatea consilierilor ați fost atunci pe, pe șantier. Ar trebui să vă spun și chiar să vă cer și sfatul. Nu am inițiat o hotărâre de Consiliu. Televiziunea Exclusiv, prin domnul Ungureanu, a venit cu propunerea să încheiem un contract lună de lună pentru ca dânșii să filmeze și să promoveze anumite acțiuni și activități în comună. Eu nu am fost de acord, pentru că, având aceste datorii, nu pot să mă mai încarc, cu toate că suma nu e mare. Nu pot să mă încarc cu alte datorii, de vreme ce am altele. Și am spus, da, propunerea mea a fost să plătim de câte ori avem nevoie de această promovare. Dacă dumneavoastră sunteți, aveți aceeași părere, rămâne așa. Sunteți de acord cu mine, nu? Da, mai spune și altceva, dar deocamdată mă opresc, dacă e cazul să vă spun altă dată. Iar dacă dumneavoastră, la punctul diverse, aveți alte lucruri de semnalat pentru noi, vă rog frumos. Domnul Ungureanu, vă rog. Da, dacă tot... Am luat rolul președintelui. Da, da, da. Ce este următoarea, domnul primar și domnul consilier? Noi înțelegem și vedem că și noi prima comună în care sunt situații cu plățile mai greu, pentru că e o comună mică, cu diverse chestiuni. Noi înțelegem lucrul ăsta, noi o să venim în continuare gratuit să filmăm, iar când va fi posibilitatea și ne mai revenim financiar, o să revenim pe cele. Vreau să spun că suma pe care am solicitat-o noi este doar de 80 de euro pe lună. Asta acoperă cheltuielile de transport, având în vedere că venim de la UNE și pentru cameraman o parte din, din prestația dânsului. Dar încă o dată, nu-i nicio grabă. Dumneavoastră veți decide la momentul potrivit. Noi avem deja și cu celelalte comune, avem peste 20 de comune cu care lucrăm. Lucrăm 5 echipe în tot județul. Am o echipă chiar în acest moment la Consiliul Județean. Suntem serioși, punctual, nu cenzurăm filmările, le lăsăm așa cum sunt. Noi zicem că pe plan județean este bine ca cetățenii să vadă că există transparență și așa mai departe. Deci, din punctul nostru de vedere, nu e niciun fel de problemă. La momentul potrivit, când domnul primar va aprecia, chiar și la anul, nu e nicio problemă, că așa e greu, au fost inundați și așa mai departe. Deci, vă asigurăm în continuare de colaborarea noastră, de promovarea pe care o facem, gratuit, deocamdată. Și vă mulțumesc foarte mult. La diversul, vă rog frumos. Cine se mai înscrie la urmărat, domnul Frăjescu? Domnul Frăjescu, vă rog. Datorită inundațiilor s-au adunat atâtea probleme, încât nici nu știu ce să zic.
Cea mai grav. Unde sunt case izolate, case izolate și pericole iminente diverse. După cum știți, zona în care stau este foarte expusă inundațiilor. Acolo se unesc trei părare și Tazlău. Deci părare, și fundături și copăcioaie și cu Tazlău toate acolo, din, chiar în zona aia unde locuiesc eu. Deci, în urma inundațiilor, acolo bază maluri, podețe, drumul se strică și datorită ultimelor inundații, deci ați fost și dumneavoastră în zonă, podețul ăla care l-am făcut noi anul trecut este mâncat sub picior, nu știu cât, când a scăzut apa, urmează să scadă puțin apa, să vedem ce facem la piciorul ăla, că dacă mai vine odată, cred că se tumbează. Plus s-a rupt drumul către Bucșești, unde majoritatea din Șesuri, Măgirești, nu pot să coboare cu fânul. Deci partea aia chiar de lângă pădure. Zona aia s-a făcut un hogaș de să răstoarnă căruțe. Deci acolo ar trebui o mașină, două, dat cât se poate cu spatele, luat cu cupa și nu se poate urca mașina. E rupt chiar pe mijlocul drumului. Tot apa din sus a venit și l-a spălat. Deci cam aia ar fi urgența, cu fânul, cu lumea de acolo cosește și când vine, dacă s-a reparat boldo, să face prima urgență aia. Pe urmă ar fi puntea, că fug dalele alea care sunt pe capăt, traversele alea fug în stânga și dreapta și le mai arunc care cum ni se ridică și nu mai putem urca dimineața sau... Dar cu seamă dimineața că sunt surprize că le mută de pe acolo, deci să terminăm capătul ăla acum. Mai sigur să fie. Le luăm pe alea, vinem la nivelul tablei și să dispară travesele alea, mai mult în curte acolo. Pe urmă, balastarea drumului, știți? Și aia mai la urmă, Tazlău a început să bată către noi acolo, în fundoaia aia și când o să vină buldo, măcar o doi plopi, că sunt în marginea aia, am să leg, eu numai să-mi dați buldo când mai este timp. În toamnă, poate nu o să mai vină inundații din anul ăsta, poate, sperăm că nu o să mai... Cam atât am avut, mulțumesc frumos. Da, domnul Părinte, felicitări pentru depunerea jurământului. Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru campania făcută. Eu sunt dator. Atenție, rămâi dator. Ei, a mai fost momente când și eu am început pentru alții și au fost unde am fost eu și... Acum tu asta ești tu. Nu poți. Dar trebuie datorii să-mi luat mine când am făcut piciorul. Auzi, întotdeauna trebuie să ai datorii, că dacă n-ai datorii nu știi cât dorești. Sau nu simți. Domnul Făruță, vă rog frumos. Vă spun din surse sigur, am văzut pe chimiță, adică cât de sendel, am văzut un papuc cu mașina albă, din care au deschis ușurile la spate și au făcut 3 săptămâni și au coborât mulți câini, deci 7, 8, 10, câți ori sunt toți. Nu era numărul mare? Nu era. Nu era. Aha. Au fost ăștia la găzării, că ăștia acum un an, mi-au zis Vasile Ceaușu, că la fel tot același fac un total, așa ăsta e de la Mâinești, sigur, de la, la găzării, deci așa de puțin câine aia, la fel au coborât o grămadă de câini. Și anul este, am ajuns tot mandial, la mine are totalul de aia. La ce culoare are crotalul? Culoare? Crotalul? Da. Verde. Iată, e ușor de identificat dacă sunt... E crotala verde, deci nu face rău. Chiar sunt, am văzut dimineața când mă duc la servici, sunt câini vagabonți pe drum, așa, la deal și la mare. Sunt mulți ușori. Și părerea mea, știi că domnul primar Ilie nu cred că știe că să face treaba asta. Să-i pună peste la punct, să știi, să numai, deși acum un an și ceva, știu sigur că au adus, o văzut Vasile Ceaușu și anul ăsta e a doua oară care se știe. Nu e ca sigur, așa și așa să mâncă. Da, că la noi apar prea mulți câini. Da. Păi ăștia de acolo, de acolo apar. Și pe șosea mulți. Atunci, când în altă parte n-are nimic. Și pe șosea și la pod aici sunt. La pod, la mine i-a ajutat cu soac, știți, vă răzut. În sap, îi pune săraci, e o mare problemă. O a doua problemă mare, problemă e cu oile, pipașunile la vaci, la noi acolo așa. Este catana de la Valerin, care a venit și Zota Grigori la mine acasă și Andriu Aie Toader, Toader Guțui, care a venit cu oile, vin dimineața înaintea vacilor la păscut, paște și după care iasă oile. Deci oile lui Catana? A lui Catana și al lui Ion ăsta de la Valerin, Chioro ăsta din Ion. Ceangău. Ceangău Ion. Dar la Valerin Catana n-are Ion. Catana este la Valerin care nu este. Pentru ce nu?
Nu e Birciu, e... Mie mi-a zis Catana. Birciu este, mi-a zis că e Catana. Nu, nu, folosai să o lămurim ăla. Ăsta lui Catana știu care e, știu băi, dar e dă-l ăsta, lui Fedeleș. Fedeleș Ionuț. Ionuț. Și el s-a putea să... Știi că sunt oile lui Catana și vreau, deci e... Chestii pe care... Asta a trebuit să o... Bine, care... Și ce am găsit ăsta e bun, ăsta e... Deci trece orice măsură. După amiază vine cu oile chiar după gardul la noi acolo, așa, în spatele casei. Sau când duc după vaci, pentru că sunt atacați de oi. De când? Săptămâna asta la Covăriu. Știu, situația asta mai de mult. Dar totuși ceva trebuie făcut, că nu se mai... Nici nu pot să ies undeva, deja oamenii îmi spun de oi și de oi și de oi. Da, da, o să chiar nu sunt. Normal, ar trebui să aibă o suprafață închiriată sau concesionată, pe care să pască oi. În funcție de numărul de oi, atâta suprafață să aibă. 2 oi pe hectare. Cam asta. El ar trebui să aibă, da. Să nu mă abuzeze. Și să aibă traseul lui până se duce unde are concesionat sau închiriat. Da, uite că e o problemă care văd că tot trebuie. Care am oră din colo, oră din colo. Altceva. Da, cam atât am avut. Mulțumesc. Mulțumesc. Costel. Vă mulțumesc. Întâi vă mulțumesc pentru preparațiile făcute. Este aici. Și dacă s-ar mai putea ceva palastru fiind pentru câteva... Nu, da, da. Nu, mult câteva, însă niște locuri care mă ating mașinile la baie, așa, mai jos. Restul e bine. Vă rog să ne țineți în priză, adică da. Periodic, da, 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 să ne spuneți, pentru că... Nu-i grav, nu-i grav, tot, dar tot prin... acționăm ca pompieri. Așa. Strigă cineva, te duci acolo. Lași lucrarea la jumătate, nu o termin, te duci în altă parte. Exact, cum v-am spus, întâi, urgențele de fapt au cam trecut, nu mai sunt case. Acum niște finisări, unde mai este, nu mai este și nici nici. Finisări. Da. Poftim la urmă. Cum a spus cu intrările, deci la din când. Astea sunt probleme, chiar sunt probleme la șuturul, chiar acum se vede rău. După aia o să mai fi greu de balasta acolo, pentru că la pânturii din deal, fost la seara. Hai să promesc până când o să fie, și să fie un turnat de balastare. Mă contactați și discutăm cu tine. Vasile, aici ar trebui alea că, mă spus că, ar trebui alea că și cu asta cu câmpuri, unde intră fiecare să duce în aubă crezi. Ar trebui alea că să vorbim cu fiecare. Că s-ar putea să avem oameni la 416 să n-avem. Sunt locuri, ai văzut, cum ai zis tu, sunt șarturi făcute, unii nu pot să se simt prea pe ea. Trebuie să vină și ei odată, să mergem în prunc, să adunăm în tasdău, să niște piatră. Ce crezi că vin niște. Măcar să facem de aia și așa cu utilajele. Deci, sincer, sunt toată lumea așteaptă, da. Așa că și s-a tătea intră și pe cuzul și pe aia. Ar trebui să ele principale, cum mă scriu ruja. Da, da, da. Deci e o chestie și ar trebui o leacă să-i... Aici ar să-i mobilizăm și pe oameni. Asta nu e nicio, să încerc să discutăm. Nu, deci înțeles mai făcut. Să aduce un mare, să aduce un dar zic că e o chestie, băi, adunăm piatră, măcar adunăm piatră. Deci, asta e o aia să aduc. Iar pe părău, cu ce-o rămas în urma inundațiilor, e urât tare. Deci, cu noi adunate, deci, n-ai luat, n-ai zis, într-adevăr, urât. Măcar în zona în care sunt casă. Când o să fac cu adunare cu ăștia la 416 aia și intrăm și... E urât tare, boază, îmi trebuie pe acolo, e foarte urât, au dreptate și ea. Doamna Verica, poftim. Vă rugați să stați mai în față. Bună ziua! Erați mai zic eu. Văd că suntem la prima ședință din acest mandat. Din acest mandat, în această sală, asta voiam să spun domnul Ghinea, în sala Consiliului Local, în acest format. Țin să mulțumesc noilor veniți și să le urez succes în echipa noastră. Sper să acomodeze foarte bine. Mulțumesc. Și să lucrăm, să colaborăm cum am colaborat, dacă nu și mai bine, ca până acum. Succes și sănătate. Văd că am intrat în forță cu problemele, așa, care au avut de spus probleme organizatorice. Eu sănătate vă urez în continuare și mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumim. La fel și dumneavoastră. Altcineva mai are... Mai ai fost mult? Curăță, mă, zici, nu?
Tot cu camenul? Hai, lasă, hai! Fac grijă de muștele tale, lasă camenul. Nu a apărut reclamațiile? Nu. O să apară. Hai. Ce v-aș vrea? Identificați, vă rog, persoane cu probleme, persoane vârstnice, fără venituri. Să le facem o anchetă socială, poate se încadrează și putem să ia, să le dăm ajutoare de la Uniunea Europeană. Deci avem, dar fiecare pe sectorul lui să identifice persoanele astea și să încercăm să le, dacă se încadrează. Cam ce criterii de acasă? Nu. Deci acum, ajutoarele de la Uniunea Europeană au venit pentru suma de 450 de lei. Sunt care, deci, dacă depășești suma respectivă, nu primești niciun ajutor, dar sunt care nu s-au scris. Nu, dar nu, dar sunt persoană, care... persoană, nu? Da, de persoană, da, așa. Și la... deci sunt care nu au niciun venit și nu sunt înregistrați, nici la șomaj, nici la bani. Aia trebuie identificat. Bătrânii care, efectiv... Noi avem o evidență la serviciul spațiu, dar evidențele de acele sunt verificate în teren. De asta vă rog. O să fie nevoie, da? Doamna Mareș, care o avem, vă dă. Adică ce acte trebuie să aducă? Trebuie să aducă neapărat de la, bă, cum e zis, de la finanțe. De la finanțe, că nu are o declarație pe care nu are niciun venit, după care completează o anchetă aici socială și facem noi. Dar sunt cam ăia care iau ajutoare lemn, pentru lemn. Cam... Nu. Deci avem o dată o listă care ne este venită de la JOFM, avem o listă care ne este venită cu beneficiarii Legii 416, avem o listă cu beneficiarii ASF. Dacă o persoană este prinsă în cele trei liste, nu beneficiază decât o singură dată pentru fiecare membru al familiei. Mai sunt pensionare care au venituri sub 450. În situația în care există persoane care încă nu au aflat de acest lucru, deși s-a mediatizat în sensul că au fost puse afișe, da? În toate locurile. Și dumneavoastră cunoașteți, da? Îi orientați aici, cu o adeverință de venit de la finanțe, de la mâine, și o anchetă socială care se completează aici și dacă se încadrează... Da, cu adeverința de rol pe care o eliberează tot aici și copiile, deci nu e nicio problemă, le facem mai la primă. Alte probleme? Aș mai avea o problemă. Două foruță mai... Tot la fel o problemă cu o persoană cu probleme. Este vorba de Mihai, ăsta, fostul bărbat al lui Luminița. Cunoscut. Cunoașteți. Deci doar din fundoaie la gabe, la poarta acolo, așa. O venit ăsta de la tecuci într-o noapte, ăsta dormea și era copilul, s-a speriat, tot ce-a dus, că e mort, nu știu nici ce este. Iar când plouă, este un tub acolo de beton și doarme între ele. Ăla a venit și mi-a spus ce să facă să nu moară pe acolo, să-i facă noroc prin poartă sau să vie altii, să-l tragă câinii de el sau cine știe ce se poate întâmpla. Bea mai adorme. Da, am trimis pe doamna Mareș, l-a invitat la primărie. E o problemă, vedem cum o rezolvăm. Eu spuneam să-i dăm variante la... Văd că problema este autorat, a lui nu este deloc, că el nu este conștient de situația în care... am vorbit cu el, l-am invitat aici să vedem ce venituri are, ce putem să-i oferim ce... și nume. El are o pensie de vreo 14 milioane, câte știu, și ar putea să ajungă la Cămin, la Valerin, dacă el ar vrea să fie îngrijit și să cu viață. Am vorbit cu el, l-am rugat să vină aici, să vedem ce arte are, să vedem ce pensie și nume. Atunci e bine, e tânăr, se deplasează. Da. Da, vom vedea ce face. Da. Are 50 ceva, 60 de ani, nu? Până și 58, 58. Acuși de vârsta noastră. Și noi, dacă nu am fi vânt ceva, dacă ar grijă să pânceasă, dacă ar vrea, ar putea să facă treabă. Știu. I-a dat o șansă Nicolae Mare și a stat la el. Două șanse. I-a dat o șansă acasă la părinți și mai dat o șansă la dus acasă. Păi, au avut o oportunitate. Nu prea e soi bun, dar nu vrea nici el. Dar îi încurcă pe aia care doare pe la poartă. Am înțeles, dar eu, problema aia. Dacă nu mai sunt alte întrebări... Da, eu aș vrea să am rugăminte. Poftiți, doamna. Am început curățenia în la școală și v-am rugat frumos dacă ați putea să ne dați o persoană, o femeie, să o ajute pe femeia de serviciu, că nu poate nici ea singură. Am zis să fie tante Aneta.
Gerasimescu. Da, dar nici anul dat fost... Auziți, nici anul dat într-o rapare, apropo, da. Măcar multă scara. Măcar multă scara. Cu bidineaua aia, cumva. O să măcar să vopsească, să ștergă geamurile, deci tot. Este motiv. Încercăm la... Da, bine, mulțumim. Să dacă nu mai sunt toate întrebări... Mai merg cu ceva de adăugat la diverse. Poftiți, domnule. La proiectul prin măsura 7.2, Consiliul Județean și Prefectura și doamna secretară Mihaela Bucurel, înaintat o propunere de hotărâre de guvern de trecere a unei suprafețe de teren din domeniul public al statului în domeniul public al Comunei Măgerești. Este trimisă la guvern, așteptăm, sau probabil vom merge noi să să vedem cum putem urgenta acest lucru. Cam atât. Da, e vorba de Albia Minoră, unde se dorește construirea podului, pentru care știți că s-a pus în finanțare. Da. Podul de la șase. Deci podul de la șase pe vizitală, trebuie să facem dovada, până la urmă, aproape, trebuie să tragem în domeniul. Da. Dacă nu mai sunt... Mai sunt? Declarăm lucrările. Da, președinței. În principiu, cam când ați vrea dumneavoastră, în situația așa, în care nu vor fi probleme, da? Și să fie nevoie să vă ocupăm ședința ordinară. Ședința ordinară. În luna următoare. N-aveți calendar. Mi-a crește sărbătoare. După 10 într-o bine. După 10 după 15, deja e în 15. Asta vrei? Pe ce dată? 16? Nu, nu. 12. Suntem plecați în concursul profesional. Da. Sunt alții care nu sunt plecați. Hai, nu vreau să absentez așa fără motiv. Ce l-am fost? Pentru urma viitoare, 15. Da, nu se vrea să mai ușor problemă. Deci asta vineți? Deci 15. Care este pentru? 15, da? Bine. Repet, situația în care nu apare altceva, dar să fie nevoie de... Vă mulțumim. Mulțumim. O să repet din nou rugămintea, da? Comisiile de specialitate, un proces verbal. Dar știți care sunt? Da, cum? Facem acum după ședință sau? Da, sunt, da. Nu, da, sunt. Asta e numai care ești la ședință. Sunt făcute de data trecută. Da, nu se rezolvă. Într-un proces verbal, vă cuplați, vă alegeți președintele, secretarii, da? Deci comisia din domeniul dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii, comerț, Drulea Constantin, Făiniță Vasile, Ghinea Nicolae, Teojescu Constantin, Ciocărlan Costel. Da? Un proces verbal, președinte, păi, Comisia de Învățământ, Cultură, Protecție, asta să rog frumos să le semnați după ce le studiați. Comisia de Învățământ, Cultură, Protecție, Socială, Activități Sportive, Agreme și Turism, Bostan, Neculai, Popoie, Simona, Timofte, Daniela, Ina, Viorica, Avramescu, George, Paul. Comisia din domeniul administrație publică, juridică, apărarea ordinii și niște publici și a drepturilor cetățenilor, Ciobanu Costel, Lefter, Gheorghe, Cernat, Făluța. Da? Un proces verbal, vă aduc două foi. Faceți la pieți și după aceea trei foți. Că sunt. Ar trebui să-și faceți. Asta în 5 minute. Nu vă las până ce vă, da? Nu o să plecați de aici, până nu terminăm și rezultat. Vă mulțumim.